fost responsabil comunicare la ARCA, o organizație non-profit care desfășoară în domeniul aerospațial o activitate de 10 ani în România. În 2004 am lansat prima rachetă stelasă românească, demonstrator 2B. În 2010 am lansat la 40 de kilometri racheta spațială Helen, iar acum, în 2013, sperăm să trimitem pe orbită acest lansator într-o singură treaptă, care să se autoplaseze ca satelit de o jumătate de tonă. Trebuie să vă spun că acest lansator testează și tehnologie de propulsie și dinamică pentru avionul nostru supersonic chiar 111 și pentru lansatorul cu care participăm în competiția de astronautică Google Lunar X-Prize. Este un vehicul realizat din materiale compozite, materiale de ultimă generație din industria aerospațială, mult mai ușoare și mai rezistente decât clasicele metale. Motorul pe care îl vedeți în partea inferioară a rachetei urmează a fi testat în următoarea jumătate a anului în 3 exemplare la Cap Media. Dacă toate testele vor decurge conform planului, el va fi plasat pe respectiva rachetă. După cum vedeți, lângă rachetă sunt mai multe echipamente și elemente care completează întreg complexul de lansare, acel stocator de oxigen lichid și cisterna care îl alimentează, pentru că această rachetă funcționează cu combustibil lichid, oxidant, oxigenul lichid și carburant kerosenul. Este un motor clasic de rachetă. Deasupra motorului se află rezervorul de kerosen și rezervorul de oxigen, iar în partea superioară a rachetei se află întreaga avionică, echipamentele electrice și de telemetrie ale rachetei. Lansarea va fi realizată în colaborare cu instituții ale statului român și străin, aviația militară, aviația civilă, marina militară, pentru care loc dintr-un punct militar aflat pe malul Mării Negre. Să sperăm și că totul se decurgă conform planului. ARCA e o echipă dinamică și consecventă care nu se lasă până nu își atinge toate obiectivele. Satelitul european care îl va lansa, cine îl produce? Satelitul este produs la ARCA. Premiera acestui proiect constă în faptul că racheta în sine este satelitul. Este un lansator într-o singură streaptă care se autoplasează la altitudinea de 220 de km pe orbită. Iar recuperarea nu este intenționată. La reintrarea în atmosferă, după o anumită perioadă de staționare acolo, la plecarea cu aerul va arde aproape în întregime. Vă mulțumesc frumos și mult succes! Și eu vă mulțumesc!